Anul a început cu spitalele pline de copii din cauza gripei și a virozelor. Timpii de așteptare au depășit 4 ore în cele mai multe unități de primiri urgențe și camere de gardă. La Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului au fost chiar mai multe prezentări decât înainte de sărbători. Medicii vorbesc deja de un început al epidemiei de gripă. Spitalele de pediatrie se aglomerează încă de la primele ore ale dimineții. Unii părinți au încercat să-și ajute copiii cu tratament acasă, însă fără rezultat. Au febră de mai mult de 3 zile și am zis că ar fi înțelept să consultăm un medic. Am fost răciți, însă am fost pe antibiotic. Și astăzi ați venit pentru? Pentru o tuse destul de puternică și n-am panicat și am venit să vedem ce s-a întâmplat. La Spitalul Marie Curie din capitală, în prima zi din an, au fost peste 250 de prezentări, cele mai multe din cauza infecțiilor respiratorii. Din păcate, spitalele sunt din ce în ce mai pline. Specialiștii de la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului vorbesc deja de începutul unei epidemii de gripă. Există în fiecare zi din ce în ce mai multe cazuri și comparativ cu săptămânile anterioare, se pare că se prevede că se întrunesc elemente pentru a spune epidemiologic că este în curs de dezvoltare o epidemie de gripă. Am putea să fim mai precauți, cel puțin pentru locurile publice, de joacă, pentru copii. Cei mici și fragili ar trebui să nu fie acolo. Cei care ajung într-o cameră de gardă sau într-o unitate de primiri urgențe în aceste zile ar trebui să știe că pot aștepta mai mult de 4 ore, având în vedere că infecțiile respiratorii acute, dar și cazurile de gripă sunt în creștere, iar pentru cei care au nevoie de internare, cu greu se mai găsește un loc liber. Pline sunt și alte spitale de pediatrie din țară. În momentul de față, spitalul este la capacitate maximă ocupat. Sunt în jur de 170 de copii internați, majoritatea cu infecții acute respiratorii, deci viroze foarte multe, gripe, pneumonii, inclusiv COVID, la toate grupele de vârstă, iar faptul că unii dintre acești copii necesită izolare conduce la blocarea paturilor și saloanelor. Peste 600 de copii au ajuns în ultimele zile și la Spitalul de Urgență Constanța, mulți cu probleme digestive și viroze.